Salutare, dragilor! Pentru că astăzi am văzut mai multe reportaje în care bieții jurnaliști încearcă să aducă la cunoștința populației că noi ar trebui să fim mai responsabili atunci când ieșim din casă, să ne echipăm corespunzător, ca să nu infectăm pe alții, să nu fim infectați, dar și să stăm acasă, dacă e posibil, cât mai mult posibil, pentru că această boală nu este o invenție și nu este deloc o joacă și o glumă. Este o situație reală și gravă cu care se confruntă țara noastră. De aceea vă rugăm și noi, la rândul nostru, să stați acasă și să, dacă ați hotărât să ieșiți din casă, să vă echipați corespunzător, să purtați măști, să purtați mănuși și să-i ajutați pe cei care luptă în linia întâi, medicii, care și așa se confruntă cu o situație destul de grea, lucrând în condiții absolut inumane. Le este foarte cald în aceste costume, plus că a mai crescut și temperatura de afară. Tocmai de aceea, haideți să fim noi responsabili, să-i ajutăm pe ei să lupte cu această boală și să ne ferească și pe noi de infecții. Fiți responsabili, stați acasă, pentru că jurnaliștii încearcă să spună că numărul bolnavilor crește și oamenii încep să uite de boală. Așa că ne-am gândit să vă cânt un refren foarte frumos. Am inventat un refren astfel încât să încercăm să vă motivăm să fiți mai responsabili, după cum am mai spus. Moldova, hai stai acasă, nu uita, dacă de viață îți pasă, de viața ta, acasă e cel mai bine, nu mai sta, cântă, dansează cu mine. Moldova, hai stai acasă, nu uita, dacă de viață îți pasă, de viața ta, acasă e cel mai bine, nu mai sta, cântă, dansează cu mine. Moldova, hai stai acasă. Stați acasă! Fiți responsabili!